La începutul lui 2014, Primăria Ploiești anunța că primul obiectiv pentru perioada de finanțare europeană 2014-2020 va fi atragerea de bani de la Uniunea Europeană pentru achiziția a cel puțin 12 tramvaie moderne. A trecut un an și jumătate de la anunțarea obiectivului, iar în sensul acesta nu s-au făcut foarte multe eforturi. Societatea de transport a fost nevoită să se reorienteze rapid și să găsească o soluție. Prima a fost recondiționarea tramvaielor vechi, care vor fi repuse în circulație odată cu finalizarea lucrărilor la calea de rulare. Noi deocamdată, cu forțe proprii, realizăm o revizie capitală dezvoltată, o modernizare, aș putea să spun, a tramvailor vechi, care vor reintra în piață cu un design mai plăcut, culori un pic mai vesele și cu un interior un pic modernizat, atât cât ne-a stat în putință nouă, cu eforturi proprii. Dintre cele 32 de tramvai existente în depoul din nordul orașului, doar 20 trec prin procesul de reabilitare. În această perioadă, angajații TCE lucrează la modernizarea tramvaielor care vor reintra în circulație odată cu finalizarea lucrărilor la cale de rulare. În ciuda resurselor limitate, muncitorii au reușit să transforme tramvaiele și să le aducă la standardele actuale de transport. Nu s-a lucrat doar la partea estetică, ci și la întărirea structurii vagoanelor. Conducerea primăriei nu a renunțat însă la proiectul care vizează achiziția mai multor mijloace de transport, printre care tramvaie și troleibuze. Primarul interimar al municipiului, Iulian Todorescu, a declarat săptămâna trecută că a solicitat elaborarea unui studiu de fezabilitate, din care să rezulte inclusiv valoarea estimativă pentru această achiziție. Una dintre variantele pe care primăria le are este contractarea unei finanțări de la Banca Mondială. În trecut s-a discutat și despre posibilitatea ca Ministerul Mediului să aloce fonduri pentru cumpărarea unor mijloace de transport nepoluante, dar discuția nu s-a concretizat.